Mergem acum la căsuța lui Moș Crăciun de la Târgul de Crăciun, deschis deja de două zile în capitală. Târgul are 1 milion de vizitatori în fiecare an și rămâne deschis până în cea de-a doua zi de Crăciun. La căsuța lui Moș Crăciun se fac fapte bune chiar la această oră și stăm de vorbă cu Oana Voiculeț de la Asociația Exploring Culture sau Mămica Alfa, cum este mai cunoscută printre mămicile din România. Bună dimineața, Oana! Povestește-ne cum putem fi și noi Moș Crăciun. Păi este foarte simplu, pentru că această sărbătoare, în primul rând, este una a sufletului. Trebuie să, efectiv, să învățăm să fim generoși. Și cum învățăm să fim generoși? În primul rând, ne aflăm aici, la Târgul de Crăciun, în casa lui Moș Crăciun, cu o gașcă superbă de copii, care învață să facă globulețe. Și, bineînțeles, fiecare copil s-a pregătit cu un cadou pentru un alt copil mai puțin dezavantajat. Campania se numește... Mă vedeți? Da, da. Dăruiește și tu și tu poți să fii Moș Crăciun. Există un cufăr și un loc special amenajat aici, la Târgul Constituției, da? Târgul de Crăciun din Piața Constituției, unde fiecare copil poate să vină cu un cadou pentru un alt copil mai puțin avantajat. Mulțumim, așa vom face și sunt oameni generoși care se ocupă ca aceste daruri făcute de copilași să ajungă la alți copii care nu sunt așa de norocoși, cum sunt cei care găsesc foarte multe cadouri sub brad în fiecare an.